Bine v-am găsit la un nou episod cu Bodi și Lulu. Facem astăzi să... căpșuni. Da, deci astăzi facem cheesecake cu căpșune, dacă există așa ceva. O să vă arătăm pe parcurs cum se face acest cheesecake căpșuni. Bine v-am găsit la un nou episod cu Bode și Lulu. Astăzi o să facem un strawberry cheesecake și o să vă arătăm pe parcurs ce pași trebuie să urmați. Și sperăm că ne va ieși, pentru că nu l-am făcut niciodată, am văzut câteva videouri. Astăzi o să vă pregătim un cheesecake, un strawberry cheesecake și o să vă mai arătăm pe parcurs. Haideți cu noi și vă arătăm cum să faceți acest strawberry cheesecake, pentru că noi nu știm. În primul rând aveți nevoie de 100 de grame de ciocolată albă. Dacă găsiți o ciocolată cu vanilie, e și mai bine. Aveți nevoie de 300-400 de grame de căpșuni. Și aveți nevoie de puțină brânză Philadelphia, în jur de 150 de grame. Mai aveți nevoie de niște biscuiți, dacă găsiți niște biscuiți digestiv, 2-3 biscuiți digestiv. Niște miere la final, puțin câteva frunze de mentă și atât. Și cam atât. Luăm ciocolata și o să punem la bain-marie. O să amestecăm brânzica cu ciocolata. După ce o să terminăm de tăiat căpșunii, crema de brânză și ciocolată, o lăsăm puțin la temperatura camerei, în jur de 50 minute. Următorul pas, după ce am făcut crema de ciocolată și brânză, am fărămizat biscuiții, am făcut căpșunei și avem pregătit și afinele. Așa, luăm puțină crema. We'll be right back.
Așa arată strawberry cheesecake-ul. Sper că v-a plăcut și o să mai revenim și cu alte episoade. Din data, Body și Lulu. Data viitoare la Body și Lulu facem cartofi prăjiți cu ochiuri.